Bună ziua tuturor care ne urmăresc și astăzi. Încercăm să vă arătăm cum e situația la această oră, 14 și 28 de minute, Roman, pe E85 spre Bacău. Generatorul favorit din Roman se circulă foarte bine. De aproximativ jumătate de oră, ocolitoarea est a Romanului nu mai e blocată. Încercăm să vedem și astăzi până unde putem ajunge. Ieri a fost cu mai puțin noroc, nu am ajuns decât până la Hârlești. Astăzi drumul pare practicabil și drum bun tuturor celor care reușesc să ajungă acolo unde au treabă. Generatorul din Horia momentan nu există niciun blocaj. Aflăm în Horia, pe E85, a început să ploaie. La ieșire din Horia, un echipaj de poliție se pare că a oprit toate tirurile circulației. Pe sensul de ieșire din Horia spre Bacău se circulă.
unde se pare că nu mai au răbdare. Colana se întinde din Horia până la liceul Ion Enescu de la Brad. Colana de mașini și în special de tiruri. Ba nu, colana ieși după liceul Ion Enescu de la Brad spre Secuieni. Pe partea stângă ocupând câte o singură bandă. Față de ieri, astăzi, drumul este foarte practicabil. Vă rog să share-uiți cât mai mulți acest live pentru a afla cât mai mulți oameni starea drumului între Roma și Bacău, pentru că foarte mulți oameni ne-au trimis întrebări, comentarii, care e situația drumului la această oră. După cum vedeți, înspre Bacău, suntem aproape de Secuieni. Drumul e foarte ok. Arată drumul spre Secuieni Noi. Un fost coleg de-al nostru aseară a făcut de la Secuieni până în Roman 3 ore. Șoferii de Ucraina sunt puțin mai grăbiți. Să mergem până la Bacău
să încercăm să ne întoarcem undeva lângă Filipești. Am vrut doar să vă arătăm că astăzi drumul în zonele în care ieri nu era practicabil, azi este foarte ok. Zona Elis Pavaje e 85, se îngustează. Aici doar jumătate din bandă a rămas neacoperită de zăpadă. Atât pentru astăzi. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi pe acest live și nu uitați să-l distribuiți. O zi bună și drumuri ușoare!